putem. Așa, am prins e bine. Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea Cotrofu Online. Suntem la tablă, poftim Eva, ești invitata mea. Deci suntem aici împreună. Ea a pornit camera și spunem tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa, ce clasă zero, nu? Ce clasă se spune? Pregătitoare. Da. Eva. 1 kilogram. 1 kilogram de carne costă 17 lei. 13. Cât costă? Cât costă? 3 kg. Cât costă 3 kg? De carne. Ce trebuie să fac? De câte ori trebuie să adun pe 13? De câte ori trebuie să adun pe 13? Da? Un singur kilogram. De 3 ori, sigur că da. Deci trebuie să spun așa. Un 13 plus încă un 13 plus încă un 13. Egal cu. Hai, am 12. Facem să știi că eu sunt în urcătura. Nu mă pricep aici. Dar 13 din cine e compus? 13 din 10 și 3. Hai să schimb și noi. Deci un 10 plus un 3. O dată. Plus, încă o dată, iarăși un 10 plus un 3. Și trebuie să atent să lucrășesc eu. Deci te uiți foarte atent la mine, da? Plus un 10 plus un 3. Și da, acum. Hai să vedem. Să adunăm pe 3 plus 3. Cât face 3 plus 3? 6. Și încă plus 3? Încă un plus 3? 6 și cu 3 în ăsta? 6 și 3 fac 1. 9! Uite, îl punem pe 9. Da? Și de alte 10 să vedem. Câte 10 sunt? Câte 10? Ia uite de tot. 10. Câte sunt? Una. Una de 10. Una mai una? Mai unu? Adică, de asta? Mai este încă vreun 10? Da? Mai este încă unul aici. 10 ăsta și cu 10 ăsta ce face? Hai să vedem ce este atentă. M-a ajuns că eu fără știință nu pot face. 10 plus 10, hai să ne numărăm. Cât sunt de 10? 10 plus 10 plus 10. 30. 30. Deci răspunsul corect este 39 de lei. Da? 39 de lei costă cele 3 kg. Eva, cât vor costa 5 kg? Acum vreau să văd. 5 kg. Deci 5 kg mai cât costă? Câte 13 lei se pune de data asta? Câți? 5. 5 de 13. Uite, îi pun acum 1, plus încă 1, plus încă 1. Te rog să urmărești și nu fără cumva să greșesc. Că eu pot să greșesc aici. Mai am depus de 13. Așa, încă 1. Și încă 1. Și încă unul. Eva, te rog frumos acum, cum crezi că vom aduna pe ăștia? Aștept 5 de 13. Oare știm o parte din ei? Că o parte din ei am adunat? Pe care am adunat? Până unde am adunat? Hai. Până unde am adunat? Câți din ei am adunat? De așa am adunat. Ăștia 3. Foarte bine. Deci 3 din ei știm cât fac. Nu mai muncim. Nu mai muncim, da? Dar eu o să mai muncim cu ăștia. Cât fac ăștia de desubt? Pune tu cât fac ăștia. Ăștia 3. 39. Da? 39 că am muncit. Am muncit data trecută.
Da? Și acum o să spun că este egal cu acest 39, de mie, te rog. Deci egal cu 39 ăsta. 39. Și plus ăsta, deci este supărat. Trebuie să-l adun și pe ăsta. Da? Deci plus un 13 aici. Ăsta, deci, care l-a supărat. Și mai rămas încă unul. Plus încă un 13. Ei, acum Eva, să vedem cum facem adunarea asta. 39, din cine-i compus? Hai să începem. Deci zice, 30 plus 9 plus. Am ajuns la asta. Asta din cine-i compus? 13. Deci plus un 10, ești atent aici, plus un 10, plus un 3. Și la urmă, spune-mi, hai să adunăm pe, să adunăm unitățile. 9 ăsta și cu 3 mai întâi. Dintre 9 și 3, care e mai mare? 9. 9. Și ce spune 9? Ia. Deci, stai de vorbă cu 3 și spune, te rog frumos, îmi dai și mie până la 10. El întreabă, cât timp mai întreb mie? Ce răspunde 3? Cât timp mai întreb lui 9 până la 10? 2. Lui 9? 1. Da. Sigur că da. Și zice, ia te rog la mine 1. Și se duce 1 ăsta la 9. Și cât a mai rămas aici? Dacă am luat pe... dintre ea, luat pe... Cât a mai rămas totul? Da. Dacă dintre ea luat pe 1, cât a mai rămas? Dintre ea luat pe 1, 2. 2. Excelent! Și aici la 9 s-a făcut, din fapt, e fericit, doamne. S-a făcut 10, iar. A luat pe 1 de aici. S-a făcut o 10. Acum, 2-ul ăsta, 2-ul ăsta, este atentă, și cu 3, de aici se face 2 și cu 3. 2 cu 3 face 5. 5. Excelent. 5. Și acum, începem. Câți de 10 sunt aici? Uite-te, uite-te, te rog. Câți de 10 sunt aici? Aici? Da. Și cu 10 de aici? 3 de 10 și cu 10 de aici? Te rog să numărești. 3 de 10. Și cu 10? Și cu 10 de aici, uite următorul, deci 30 cu 10, 40, cu 10 de ăsta, deci nu? 40 cu 10? 40 cu 10, 50. Și cu 10 de ăsta? 60. 60, total 60. Iată că total este 60. Bun. Eva are 6 ani. Da? Deci Eva 6 ani. Miruna este cu 3 ani mai mare. Cu 3 ani mai mare. Câți ani au împreună? Câți ani au împreună Eva și Miruna? Deci, câți ani am împreună? Câți? 6 cu 9. 6 cu 9, că Miruna coafă repede. Câți ani au împreună? Câți ani au împreună? Deci, Miruna, câți ani are? 15. Foarte bine, l-am mai făcut, ca să le spun și prietenilor noștri. Am aflat întâi. Eu aveam
și ea... Și, taci. Și mă adăugăm 6. Punem adăugăm 6, 3, minuna are cu 3 ani în plus. Da. Și cât face? 6 și cu 3? 6 cu 3 face 9. Asta era. Deci minuna are, va fi minuna. Minuna are 6 plus 3 egal cu 9 ani. Și ca să vedem cât fac împreună, adună pe 6-a lui Eva, pe 6 plus 9 și ți-a dat 6 plus 9 15. Perfect. Bunicul are cu 55 mai mult decât voi. Câți ani are bunicul? Deci bunicul zice noi, bunicul are cu 55 mai mult decât Eva și Miruna. Câți ani are bunicul? Câți ani are bunicul? Câți ani are bunicul? Putem afla câți ani are bunicul. El e cu 55, are mai mult decât voi la ce trebuie să facem? Să adunăm pe 5. Pe 15, pe 15 aveți voi, plus 55. Ia să văd eu cum aflați cum venim aici. Da, 15 plus 55. E greu? Deci, plus 15.
analizăm cine specie din cine se compune. Și 6 bine. Altă variantă la 15. 10 cu 5. Așa, 10 cu 5. 10 plus 5. Și acum, 10 asta și cu 70 se face. 10 și cu 70 se face. 10 cu 70 face 80. Așa, 80 și mai las 5-ul. Deci 85. Împreună fac 85. Câte ar mai trebui la 85 până la 100? Ia să vedem. Câte ar mai trebui la 85 până la 100? Da, te-am rugat să nu mai tragi pe aici, că mi-ai rupt-o și-a dat urât pe acolo, că a dat lățuștele. Da? Asta e opera ta, să știi. Era înainte complet. Era, nu se vedea așa urât. Da? Tu mi-ai făcut figură. Da? Deci nu mai e. Să stai cu mâinile în spate și să adunăm. Hai să vedem. Împreună. 35. Cu 85 cât îi mai trebuie până la 100? Între un 5 și 90. Un 5 până la 90 și încă un 10 până la 100. Deci îi mai trebuie 10 și cu 5, 15. Da? Deci lui 85 îi mai trebuie 15. Încât 85 plus 15 va face 10 sunt la 90 cu 5 și cu 10 la altă face 100. Bun. În curtea lui bunicul vine apapă și bunicul va scoate puișori. Adică o să pună cloșca, nu știi bine cum se face asta, da? O să pună o ușoare și acolo o să iese puișori. Ei, bunicul a scos nechipiem de așa 17 puișori. Și a venit vulpița, s-a strecurat într-o seară și a intrat în coteț și a mâncat, că te-am zis, 17, da? 17 puișori. 17. Și am mâncat din ei 5. Pare că câte mai câți au rămas. 17 și am mâncat 5. 17 din 5. Cât au făcut câte rămânoare. Cât face 17 și câte 5. Ia să vedem noi. Câți au mai rămas în coteț acolo. Dacă 17 se face pe 5. Dacă aș fost mai 7. Ia să vedem. 7 scăzut 5. Cât face 7 scăzut 5? Iar arată 7 cu degețele. Arată 7 degețele. Da, 5 ori. Așa, 5 cu 27. Și dacă scădem pe 5, pac, cum mai sunt 5? Câte au rămas? 2. Da, 2. Deci 7 scădem 5 face 2, iar 10 asta au rămas neatinsă. Și deci face 12. Că tu ai avut, vezi? 17 cu cine este egal 17? 17 înseamnă 10 plus 7. Scăzut 5, egal cu 7 scăzut 5 face 2 și 10 asta au rămas, da? Deci vine 12. Cât face? 19 scăzut, 19 scăzut 5. 19 scăzut 5. Ia să vedem. 19.
Aici se vezi 5. Foarte bine. Dar spune și prietenul ăsta mai gândit. Trebuie să știi și ei. Nu știu foarte așa bine și vrem să ne spunem și lor. Cum ai gândit tu? Am pus 19 și am pus la 5. Am rămas... 10 aceea au rămas, da? Și din nou, dacă ai scăzut 5, arată-mi 9, te rog. Din nou. Așa. Și dacă ai dat deoparte 5, 5-ul le-ai dat deoparte, a rămas 4. Și lângă 10, a rămas 14. Foarte bine. În curtea, în clasa lui Eda, sunt... 30 de copii. Sunt atunci așa. Sunt 33 copii, da? 33 copii. Clasa lui Eda. Fetițele sunt? Câte fetițe sunteți voi în clasă? Hai să dau și eu un număr așa. Fetițele sunt 20. 20 fetițe. Câți băieți sunt? Câți băieți sunt? 10. Și cu 20 avea faci 30. Da, până la 33. Și cu 20 fac numai 30. Deci trebuie să... 13. 13. Foarte bine. 13 sunt băieți. Au ieșit la joacă în curte. Au ieșit la joacă în curte. Din clasa lui Eva au ieșit la joacă. Trei fetițe, iar băieți de două ori mai mult. Iar băieți de două ori mai mult. Băieți de două ori mai mult decât fetițe. Deci băieți de două ori mai mult decât fetițele, mai decât fetițele și băieți de două ori mai mult. Câți au ieșit? 5. De două ori mai mult. Băieți. Adică? 5. Ce înseamnă două ori? O dată, trei și încă o dată trei. Adică 2 de 3. Și cât face 3 plus 3? 7. Așa. Deci băieți au ieșit 3 plus 3. Îi dau 6. Câți sunt în total la joacă? Câți copii sunt la joacă? La joacă. Câți copii sunt la joacă? Câți sunt? 9 copii, 3 fetițe și 6 băieți. Deci total 9. 3 plus 6 egal cu 9 copii. În curtea școlii, și la joacă, 5 fetițe, iar băieții cu 2 mai mult. Băieții cu 2 mai mult decât fetițele. Deci băieții cu 2 mai mult. Câți ar fi băieții ăia? Dar cu 2 mai mult decât fetele. Deci fetele sunt 5. Iar băieții sunt cu 2 mai mult. Câți ori fi?
eu vreau să... Pentru tine, Alice, este problema. Da? Alice, pentru tine, că mă interesează să faci probleme. Deci, 5 fetițe și cu 2 mai multe. Câți băieți sunt atunci? Dacă sunt cu 2 mai multe decât fetițele? Deci sunt cele 5 fetițe. Da, 5 fetițe, să le pun în priliuță, 1, 2, 3, 4, 5. Iar acum, băieții sunt cât fetițele? 1, 2, 3, 4, 5 și încă 2. Și încă 2. Cu 2 mai multe. Câte sunt? Câte sunt în total? Ia să vedem câți băieți sunt. Acum. Băieții câți sunt? 5, nu, da, 6 și cum? 7. Deci 5 erau până aici și am mai pus pe 6 și pe 7. Așa facem rapid, da? Deci sunt 7 băieți. Câți sunt în total? Câți copii sunt în total? În curtea școlii. Fetițe și băieți. Adică, e vorba de 5 fetițe, da? 5 fetițe plus 7 băieți. Ia să vedem cât face. 5 plus 7. Da? Cât face? Ia să văd cum faci cu 5 plus 7. E foarte curios. 12. Dar cum ai făcut? Spune-le prietenilor, nu știu cum ai făcut. Și cum stau de vorbă? Ia-mi explică-ne și mama. 7. A vrut să facă 10. Și? Și? L-a întrebat pe 5. L-a întrebat pe 5. Îmi dai și mie. Când fac în tine că să mă fac și eu 10. Și mi s-a întrebat cum să-l dau. Exact. Cât să-l dau? Și el? Și el? Faptele spus cât îi trebuie. 3. Poftim la mine 3. Și a dat 3. Și el s-a făcut bucuros, s-a făcut 10 și a rămas aici și cât a rămas în locul lui? 2. Și 2 și cu 10? 2 și cu 10 egal cu? 2 și cu 10 egal 12. 12. Vezi? Foarte ușor. Hai să mai vedem încă una. Cât face? Cât face 7? 7 plus 8. Ei, stau de vorbă și care e mai mare aici? Între 7 și 8. 7 plus 8. 8. Cine e mai mare? 8. 8 se duce... se duce la 7 și la 8. Da, și mie că de fapt ca să mă fac cu 10. Și atâta întrebă cât să-l dau și 8 răspunde 2. Bine, haide, la mine iar un 2. Și tare bucură s-a făcut el cât s-a făcut 8 și 10. Dar câte ori rămas cu din vorba? Dacă o i-a dat 2, câte ori rămas? 7. Chiar dată lui 8. Câte mai rămas cu 7? 2 din 7, câte ori rămas, ia să vedem. Iar arată cu 7 și cu 10 țările, arată un 7, așa, și el dat pe 2. E dat pe 2 și pe rămas. 5. Foarte simplu. Da? Și atunci 10 și cu 5, ce să faci? 10 și cu 5 egal cu 15. 10 de astea și cu 5, fac 15. Deci, între cei doi, ei stau de vorbă
Și care e mai mare? Și spui, eu sunt mai mare. Bine, hai, ia de la mine, doi, eu rămân cu cinci, eu știi cât a rămas. Cu cinci a rămas. Și cu 10 și cu 5 fac 15. Ia să mai vedem câte ori. 7 plus 9 egal cu câte? 7 și 9. Să vedem că s-au făcut pe ei. Cine e mai mare? 9. Da. Și? Nu se duce la 7. 9 între 7. Dă-mi și mie cu toate să îmi fac 10. 7 spune, cum să da? Și 9 răspunde, 1. 1. Bun. Și dă pe 1 și el se devine foarte fericit, se face 10. Și acum 7 câți au rămas dacă dă pe 1? 6. 6. Și 6 asta se lipește de 10. Și cât face 10 și cu 6 în fiind? 16. 16. Și în ultima operație, 27 plus 5. Ia să vedem dacă facem asta, suntem foarte mari. 27 din cine se compune? 27 din 20 plus 1, 7 și plus 5 ăsta. Și acum 7 și cu 5 stau de vorbă. Și ce zice? 7 și 3 din aici se lipește de 7 și cât o făcut acum? Asta face 10 și cât a rămas în locul 5? Dacă eu da 3, 5-ul cât a rămas în locul acolo la el? 2. 2. Și atunci câți de 10 are? 20 și cu 10 20 și cu 10 fac 30. Și cu 2, 30 de da, foarte bun. Da. Deci, iată, Eva, am făcut niște chestii interesante. Aici tu ar trebui să observi că de așa a făcut după alea 3 dinainte, în acar nu se duci. Știam că fac 39, ai văzut aici ce-o mai rămas. Și am desfășurat aici, am scris așa, desfăcut numerele și cu asta am reușit să facem chestii interesante. Ce le spunem fetele noastre? La revedere! Și nu o să se uite pe Profon Online, spunem așa, să vă uitați pe Profon Online. Să uitați pe Profon Online. Să dați like și share. Să dați like și share. Și să vă abonați la Profon Online. Să vă abonați la Profon Online. Că noi facem niște lecții, să se uite la clasa pregătitoare, că acolo sunt toate lecțiile. Toate lecțiile făcute de noi. La revedere, dragilor! Ne vedem data viitoare! Bye.